a căzut un tavan, se vorbește că ar fi fost tăiat cu drujba. Nu știu, spuneți dumneavoastră mai exact despre ce este vorba, dacă o comisie din primărie a constatat despre ce este vorba. Deci am avut o comisie care a verificat la fața locului despre ce este vorba. Chiar am solicitat și chiriașul din apartamentul respectiv să vină la primărie să discutăm. Omul s-a apucat să-și repare locuința pentru că are această locuință în chirie și având în vedere vechimea acestor clădiri, acestor imobile de peste 130 de ani, e normal să fie grinzi sau partea din lemn să fie afectată. Și a căzut tavanul în timp ce lucra pentru că sunt vechi clădirile. Acum le-am consolidat acoperișul și fațadele și așa mai departe. Am vorbit cu omul, îi dăm niște grinzi, niște ce trebuie lui ca să-și facă... Dar credeți că ar mai putea locui în acel imobil? Sigur. Nu este dezafectat? Nu, nu. Imobilul e bun. Numai, mă rog, grinzile, cum, dacă n-a fost acoperit și a plouat pe ele, normal că s-au putrezit. Îi dăm niște grinzi noi să și le pună, niște OSB și constructorul i-a dat materiale pentru tencuire, pentru gletuire, pentru lavabilă, pentru zugrăvit și așa omul și-o pune la punct și o să poată locui în condiții optime. Dacă tot sunt la dumneavoastră în birou, am aflat că unii constructori s-au mai plâns că li se mai fură din materiale. Aveți cunoștință? Am cunoștințe, da, s-au mai plâns și la mine. Ce face poliția locală? Poliția locală nu poate să fie concomitent în 10 locuri din oraș, dar... ei au și ei obligația al constructorii să-și asigure paza acestor bunuri, pentru că ei au în primire lucrarea, până la recepția finală, ei au obligația să asigure paza acestor materiale și acestor bunuri care le au în gestiune. Cum veți face recepția? Adică o comisie din primărie va trebui să facă o recepție, datorită faptului că încă sunt probleme pe la anumite colonii. Da, este o comisie numită prin dispoziția primarului, alături de reprezentanți de la Inspecția de Stat în Construcții, de la... Dar încă la această oră mai sunt mici probleme. Da, mai sunt mici probleme față referitor la, eu zic că, maxim 2 săptămâni. În proporție de cât la sută sunt 100%. Gata? Acum sunt 98% sunt gata. Vă mulțumesc. Spune-mi, te rog, de ce ai venit la primărie? Să văd ce aș putea să fac cu tavanul, că mi-a căzut. Ai prezentat aseară niște imagini în spațiu public, cum grinzile ți-s afectate. Da, și... casa este, pot să zic, în proporție de 70% distrusă. Da, da, terminată. Și un domn a zis că am tăiat eu capetele la grinzi, dar a venit și vedeți... S-a făcut afirmația că acele... că le-ai tăiat cu drujba. Da, dar se vede destul de clar că sunt putrede și nici de cum tăiate, nici nu s-a atinse cu drujba. Domnul primar te va ajuta, ce da, crezi? Da, a spus că o să-mi cumpă, o să iei el grin și USB, o să mi-l repar. Când? Acum, nu știu când o să iei, dar acum am vorbit asta de vorbă cu domnul primar și a zis că o să mi-l iei el. Da, constructorul a intervenit, a terminat lucrarea la acea colonie. Și acum, dintr-o dată, ai probleme tu. Da, au terminat-o, dar constructorul mi-a dat material să mi-l refac eu, să mi-l renovez tot tavanul. Între timp, când m-am apucat să dau tincuia la aia, că era umflată toată, a început să se lase tavanul. Deci, da, dar tu ai răcăit ca să dai tavanul jos. Păi da, tencuia la aia veche. Ca deci tu ai vrut să schimbi tencuia la. Da, să pun polistiren, că mi-a dat polistiren să pun polistiren și nu avem cum să prind cuia la aia. Am înțeles. Se face careva vinovat? Păi cine să facă vinovat? Constructorul are vreo vină? Nu. Primăria are vreo vină? Domn primarul zice că nu dă grijă, deci n-ar avea dacă el face... Coloniile și că sunt construite de ani mulți? Peste 100 de ani, după câte zic bătrânii de pe aici, care sunt la pensie. Am înțeles. Și atunci nu trebuia să iei măsuri de precauție să nu se întâmple ce s-a întâmplat? Păi da, dar eu n-am știut că grinzile alea s-așa putere. Stai în chirie? Da. Păi trebuie să mă dau pe mână să mă filmez. Păi sunteți filmată. Pe bună. Și deja filmează. Încă aici.
uitați, vă, ăsta e tavanul și nu știu dacă vreți să intrați până acolo, să vreți să filmați alea. Bun. S-a spus că acea grindă ți-ai tăiat-o cu drujba. Da, nu, toate capetele. Capetele de la grindă. Da. Nu, și aici am tăiat, i-am drut pe ăsta, pe picul ăsta, să-l pun, să-l închină tavanul, că stătea pe geam. Și am tăiat trei de astea. Ca să nu mai stăie pe geam de astea de astea. Cei de la primărie au fost să vadă? Nu. Nu a venit nimeni de la primărie, nu a venit nimeni. Bun, de ce crezi că s-a întâmplat ce este la fața locului acum? Pentru că ești vechi, ești foarte vechi. Sunt foarte vechi. Bun, și te mai întreb încă o dată, tu ai umblat cu drujba în tavan? În tavan unde să umblu? Că doar nu știu, ai tăiat ceva din... Nu, domnule, am tăiat bui ăla. Popicul ăla să-l pun să nu vină toată grinda jos, toate grinzile, și aștia trei de apă. Uitați-vă că la aștia să vede că le-am tăiat. Uitați-vă. Deci aștia să vede că sunt tăiate. În rest, unde se vede tăietura de drujba? Am înțeles. Deci nu se vede niciunde că e tăietură. Pe bun, și constructorul v-a dat o găleată de lavabilă și ceva mai dat ca să vă faceți treaba. Ați reușit să le folosiți? Nu, pe nu le-am folosit, că am vrut să dau tencuiala asta jos, e picată, doar că uitați, da. Ca să pun polistirenul, să fac, să îndrept și să pun polistirenul. Dar unde? Că veni jos. Am înțeles. Bun, cei din primărie spuneau că te vor ajuta, îți vor aduce materialele care ai nevoie, a spus să-ți măsori și dânsii te vor ajuta. Ce nemulțumire ai mai avea sau ce vrei să ne mai spui, ce... În primul rând nu-ți mulțumim că am tăiat, eu nu știu ce am tăiat cu drujba, nu știu cine o zis, domnul Floria sau nu știu cine o zis, că nici nu m-am atins, doar am pus popicul ăla și leațurile astea să nu mai steie pe geam, că geamul era înțepenit. Deci geamul nu mai puteam să-l mișc. No, și decât să-mi spartă, mai bine am tăiat leațurile alea, corect? Corect. Am înțeles. Nu știu acum când nu se mănâncă material, că nu o să pot să stau cât timp să stau cu casa așa. Am înțeles că tu ești chiriaș. Chiriaș, da. Ce-i transmis domnului primar și domnului constructor, prin intermediul nostru? Păi, domnul constructor și-a făcut datoria, după ceva timp mi-a dat material să mi-l fac și domnul primar acum aștept să văd în cât timp să-mi de materiale, să mă pot apuca, să eu știu. Spune-mi cum se numește colonia aceasta? 143. 143? Da, da. Am înțeles. Cum te numești tu? Zabalotnicu George. Ai spus data? Zabalotnicu George. Spune-mi puțin, datorită faptului că faci mâncare zilnic, când vezi aceste gongi... Mi-e scârbă de ele și nu ți-i frică. Nu poți să ții pâine, nu poți să ții nimic, că da. Se bagă. Se întâmplă de mult? De când am luat casă. Nu suntem aici. Bun, ai sesizat vreodată organele statului? Datorită vecinului, toți sunteți afectați, am înțeles. Da. O sesizare împotriva lui ați făcut? Da, am făcut. Și răspunsul? La primărie. Nu sunt fonduri. Da. Noapte, aici e plin pe la asta. Aici e plin. Aici ai furt, dar nu se vede. Aici ține găleata și aici face. Înseamnă că miroase. Ah, păi dacă stați și intrați la ușă, stați 10 minute, e pa, e zăr jos. Uite, uite cum e moartă. Uite acolo e moartă asta. Ce aici este? Merge? Merge de moartă, uite mi. Păi normal, că noi le omorâm când le vedem. Uitați-mi. Iată, vine de la el și fac. Uitați-mi. Vedeți? Am luat soluție, eu la mine dau mereu cu soluție, dar degeaba dau eu dacă el nu vrea. Noi cum le vedem, le omorăm. O zis că el a dat un milion. Dar dă, mă, omul, poți să dai 10 milioane. Astăzi ai vorbit cu domnul primar cu privire la aceste gongi. Nu, dar i-am trimis, acum, în urmă cu câteva zile, i-am trimis o filmare, nu mi-a dat niciun răspuns de gongile astea. Am înțeles. Deci, nu. Deci nu poate să vină nimeni la mine, că stau cu frica în spate, că iasă gongi din alea. Câte persoane unde? În această colonie? E în jur de 2, 4, 5, 6, 10-15 persoane. Și acele 10-15 persoane trag din cauza unui... Am făcut cerere din aia și am semnat toți vecinii pentru sanipit, dar nu fondul. Am înțeles. Am înțeles că sunt gongi la dumneavoastră în locuință. Ce fel de gongi sunt și din ce cauză crezi că sunt acele gongi? Păi sunt gongi din alea de apă, din alea mari.
Eu am podat cu soluții, cu am cumpărat de pe la piață. Aici am și iar un vecin, dacă intrat la el, e dezastru. Mii. Și să tot trag de pe gang, intră pe la ușă, că nu, până să-mi fac, să-mi fac și ușa aia, să, dar oricum o să intre. E plin. Am trezit noaptea pe la 3-4, când văd câte una, că nu pot să stau. Ai sesizat autoritățile? Am făcut și cereri cu semnături de la toți vecinii, nu-s fonduri. Am înțeles. Nu-s fonduri. De aici, într-o oră, e full. Uite, aici am făcut într-o seară filmare, pe păretele ăsta am făcut filmare, erau zeci de goni și pe tocușii. Încercăm la domnul dacă ne lasă să filmăm aici. Nu știu. Iacob! Hai un pic! Iacob, am venit cu un domn de la televiziune că nu-și face primăria datorie pentru goni și că nu-s fonduri. Nu mă las să filmez eu un pic aici la matale. Că nu-s fonduri și nu vor să bage să ne pide. Eu mi-am făcut un cumpăr de bani. Păi dăduși bani, dar chiar dacă dăduși bani, se aducă și sanipidul. Îi place să stăie cu gongile și da, nu vrea să primele. Da, e bine. Unde mânca acolo și gong. Eu de ghei bani. Păi bun, dăduși bani, dar lasă-l pe omul ăsta să filmeze, să vină sanipidul, mă. Place să mânce gongile în patru. Da, are găleata de WC-ul acolo, stă în cămară câte o săptămână o ține. Și nici nu vrea să, măcar sanipidul, că din cauza lui tragem toți. Deci aici este focarul de infecție. Aici, de aici pleacă la toată lumea. Am înțeles. Cum se numește domnul? Marinca Iacob. Și ce număr are pe imobil? Păi nu știu, am 143 pe 12 și nu știu cât are pe 11 sau pe...